Câte ani ai tu? Mama știe. Sunt prima țigancă care e el și eu. Îți mulțumesc. Suntem într-o localitate din județul Neamț și ne-am propus ca astăzi să împărțim ghete, geci și alimente tuturor familiilor din această localitate. Am intrat în această familie și am găsit copiii desculți, fără haine pe ei, fără o pereche de păpuci și suntem convinși că ajutorul pe care îl vom oferi astăzi va fi de un real folos pentru acești copii care sunt în această stare pe care îi vedeți dumneavoastră. Dacă copiii desculți, ghete ai pentru copii? Nu prea. Cum a făcut? Cum îs în iarna asta copiii? Cu papuci, cu haine? Stătea pe pat, fug, pe tot. La grădiniță ai dus? Nu. Nici la grădiniță nu au putut să meargă? Nu, că nu aveau. Acum am adus noi câte o pereche de ghete la fiecare copil, să știi. Prin proiectul Trup și Suflet Curat ajungem în case ca și acestea și oferim un pachet cu produse de igienă copiilor care au nevoie de un șapon, de o pastă de dinți. Deodată încercăm să îi încurajăm să le folosească când aceasta să își păstreze trupul curat. Deci tu ești Elia, eu sunt Alin, Elia. Îmi pare bine să te cunosc. Câți ani ai tu? Mama știe. Dar ea câți ani are? Acum 17. Și la câți ani a plecat de acasă? La 15 a plecat de acasă. 15 ani. Acum 2 ani spuneai. Și am venit la el aici într-o familie, am luat șansa a doua la școală. Și am 5 luni de zile de când am terminat liceul. Ai terminat liceul? Da. Felicitări, sincer. Mulțumesc. Și te-ai meritat? La câți ani te-ai meritat? La 14 ani, la 15 ani aveam pe Iosa. Cum de că ai mers mai departe și cu liceul, Maria? Mi-a plăcut foarte mult școala. Eu proind din de aici, din Ernia Romă, sunt prima țigancă care e liceu. Și doamnele de la școală, îi mulțumesc din toată inima Domnului să fie cu el, m-a încurajat și era lângă mine. M-a pus în proiecte, în școală, în de ăștia. 7 ani de zile am strâns material cu material. Datorită unde eram un proiect și luam bănuții din școală și am ridicat casă. Iar o poveste care ne-a mișcat și e o poveste care poate să inspire foarte mulți oameni și arată că nu contează mediul din care ești, ci dacă ai voință și ai oameni lângă tine care să te ajute, să te încurajeze, poți să reușești în viață. A venit cu ghete pentru copii, cu alimente, da. Cu geci. Îți mulțumim. Sănătate, mai mult! La întâlnire, Mădălin era în drum, lângă bus, se uita la noi cum ofeream ghete, cum ofeream geci. Era într-o geacă foarte subțire și avea o pereche de dedași rupți. Acum are o pereche de ghete noi, are o geacă nouă pe el, frumoasă. Da. Îți mulțumesc frumos! Când ai făcut 16 ani? Nu știu. Nu știu în ce zi de... ești născută? Nu. În această casă am întâlnit-o pe Sara, are 10 ani. Am întâlnit-o fără nimic în picioare, nu avea o geacă pe ea, era pe afară pe aici. Am intrat la ei în casă și cu ajutorul Dumnezeu am reușit să încățăm cu o pereche de ghete cu blană, geacă, groasă de iarnă cu glugă. Ei sunt copiii pe care îi ajutăm. Sunt copiii care la încercăm să le venim un ajutor cu ceea ce au nevoie pentru a avea o copilărie mai frumoasă. Îți mulțumim pentru că ești alături de noi și împreună putem să binecuvântăm acești copii și putem să le fim de un real folos. Mulțumesc! Ce lucram a ta în viața asta? Ce ai făcut? Eu am fost cazangiu. Cazangiu? Da.
Adică ați făcut cazane. Cazane, de când mi-am paralizat un altul. Ați paralizat? Da. De cât timp, domnul? Aveți un an? Un an și mai ce trei ani. Câștigai bine? Potrivit, bine. Pâine, atâta, nimic mai mult. Am crescut. De vacanțe, de astea nu era bani. No, numai pâinea. Pâinea, da. Măcar. Nu știu ce simțiți dumneavoastră când vedeți un asemenea copil, desculț, dar cu ochii triști, dar eu, atunci când mă uit la ei, pur și simplu simt un sentiment față de mine și simt că trebuie să facem ceva pentru ei. Astăzi am venit și după plecarea noastră nu o să mai aibă picioarele goale, o să aibă pereche de ghete în picioare. Vă mulțumim din toată inima pentru că sunteți alături de noi și putem să îmbrăcăm copii ca și el. Vă mulțumim frumos pentru încrederea pe care o aveți în noi, vă mulțumim frumos pentru că vă rugați pentru noi și vă mulțumim pentru că veți continua să ne susțineți în continuare și în celelalte proiecte. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă răsplătească fiecare lucru, fiecare rugăciune pe care o faceți pentru asociația misiunii generației de mâine. Împreună luptăm pentru copii ca și el. În această campanie am ajuns într-un sat din Neamț, unde am găsit copii desculți, cu nevoi mari. Am încercat să acoperim într-o mică măsură aceste nevoi și astfel am reușit să aducem niște zâmbete pe fața lor. Astăzi am intrat într-o casă și am rămas marcată de faptul că acei copilași nu aveau haine pe ei și nici nu știau cum să se îmbrace și cum să le țină pe ei. Dar îi mulțumim Domnului că am putut să fim o binecuvântare pentru ei.